emisiune realizată cu sprijinul Hora ESA. Bună seara, doamnelor și domnilor! Am bucuria să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Senso. Sunt Ioan Grama și avem în studio alături de mine pe profesorul Lucian Cristescu. Bun venit, domnul profesor! Vă mulțumesc pentru invitație, sunt onorat! Sunt cinci domenii mari de cunoaștere și de dezvoltare: știința, filozofia, arta, religia și relațiile sociale, în care intră și munca. În seara aceasta am vrea să trecem în revistă, la modul general, bineînțeles, în felul în care arta ne poate ajuta să ne apropiem de Dumnezeu. Johann Sebastian Bach, George Frederick Handel și Christopher Gobner sunt mari muzicieni care la sfârșitul lucrărilor, fiecare lucrări care au făcut-o, au scris-o, au făcut această mențiune: Soli Deo Gloria, adică toată gloria îi se cuvine lui Dumnezeu. Am dorit să, în seara aceasta, să vedem modul în care arta ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne cunoaștem pe noi înșine, să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim pe semeni, să ascultăm de Dumnezeu. Mai întâi am dorit, domnule profesor, să ne spuneți ceva despre natura și scopul artei. Arta nu are explicație, de altfel ca și dragostea. Dragostea există, ne domină, ne dirigează viața, tot ce facem sau toate motivele pentru care suferim sunt determinate de dragoste sau lipsa dragostei. Omul este înainte de toate o ființă afectivă, apoi este rațională. Dacă vrei să vezi ce este omul, privește-l când este mic, sugar sau un an, și ai să vezi că el reacționează doar la elementele sau la stimuli emoționali, nu la cei raționali sau, știu, informaționali. Arta, spunea cineva, că este un limbaj care transportă un mesaj. Sigur că nu este un limbaj noțional, și anume având pe temeiul unei corespondențe dintre semn și sens, neapărat o denotație precisă, univocă. Sigur, arta transmite lucruri care nu pot fi traduse în cuvinte. Auzeam odată pe cineva care asculta anotimpurile de Vivaldi și îl spunea: uite aici, un stol de cocor zboară, niște pomi, vântul... Ei, asta e poezie. Și poți să spui că pe baza unui fundal emoțional se înșiră următoare de gânduri. Și e corect. Însă arta, deși este un limbaj, nu e un limbaj noțional care ține de sistematizarea, știu, unor foneme, acordarea unor sensuri precise. Este un limbaj emoțional. Cu toate acestea, cele opt domenii ale artei folosesc conceptul de frumos, de adevăr și de bine. Limbajul acesta emoțional nu îmbracă sau urmăresc. De unde a pornit dorința omului de a se exprima în artă? Dacă mi-ați primit, aș vrea să completez la gândul anterior ceva. Spuneam că arta este un limbaj, totuși, care nu se adresează etajului superior, ci forului emoțional afectiv. Și indiscutabil, și indiferent de nivelul de cultură sau gradul de informare a unui cetățean, a unui om, cât de meloman sau nu este, orice om poate decoda mesajul emoțional. Și am vrea să dau și un exemplu, dacă ne grăbim, atunci am spuneți și am să mă limitez mai mult. A existat în Ungaria, anilor 30-35, un șlagăr. Și odată ce șlagărul s-a întins și lăutarii îl cântau, rata suicidului sau sinuciderilor a crescut formidabil. Și oamenii și-au dat seama că e o cauză. Și statul a interzis așa numita cântare Somorul Vașarnop, Duminică Tristă. Și au încetat actele de suicid. De ce? Pentru că arta transmite durere, mă refer acum la muzică, care este cea mai puternică dintre toate artele.
bucurie, de exemplu, la un acord major, te simți optimist, la un acord minor, de ce? Toată lumea simte umbra, simte, știu, zona dureroasă a emoțiilor, pentru că arta este un limbaj. Și nimeni nu poate spune că doar textul sau lirica dă sens unei muzici. Nu. Muzica, indiferent de cuvinte, își are mesajul emoțional pe care orice om îl poate decoda, după cum orice consumator care merge la restaurant poate să decodeze sau să interpreteze dacă mâncarea a fost bună sau rea, fără să fie bucătar. Dar celelalte domenii, de exemplu, literatura? Sunt 7 arte. Da. Aceste 7 arte sunt arte auditive, vizuale și coregrafice. Și am să le numesc. Este muzica, apoi artele cuvântului, literatura sau poezia, mai exact poezia, artele vizuale, pictura și sculptura, bi- și tridimensională, arta care îmbracă o zonă mai largă, teatrul, drama, cinematografia, la urmă, cinematografia și arhitectura nu este în... Exact, asta am vrut să spun. Arhitectura, care este tot o artă vizuală și care umblă cu abstracțiuni, cu volume, cu proporții și așa mai departe. Bun. Nu cinematografia, coregrafia. Pentru că cinematografia este teatrul pus într-un sine verite, într-un cadru care e tot de fapt teatru. Coregrafia este a 7-a artă. Am făcut o corectare. Cum s-a dezvoltat arta? La început, din câte știm, avea un centru pe Dumnezeu, relația omului cu Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu. La ora aceasta se pare că în centrul artei este omul. Cum este mai bine? Ce se întâmplă? Arta este exprimarea tumultului emoțional a unui om. Și sigur că prin arte eu cunosc omul. Omul se transmite pe sine și își poate transmite fie trăirile lui înalte, înălțate, sau cele animalice, joase. Și există artă cu care mături pe jos, în care constă în urlete, răgete, în acte mai puțin umane. Adică sunt acele palierul inferior. Și omul se manifestă tot prin artă, fie în trăirile lui interumane, de exemplu ura față de cineva, dragostea, sau cea mai înaltă dintre toate expresiile artei este expresia spirituală, pentru că Dumnezeu personifică toate idealurile, toate valorile, și nu este nimic mai frumos sau nimic mai prețios decât înălțarea sufletească dintr-o lume în care sau în care domnește legea junglei spre o lume în care domnește dragostea, pacea, acceptarea unul altuia, așa cum suntem, evitarea conflictului sau războiului. Deci, din ceea ce ne-ați spus până acum, înțelegem că arta urmărește două direcții, să dezvolte emoții, simțăminte transmite, și să transmită, și să proiecteze idealuri. Da, absolut. Ideal de bine, de iubire, de dreptate. Are limite? Reușește arta să facă lucrul acesta și are limite? Adică arta ne spune despre aceste idealuri, să le atingem, dar ne dă și soluția cum să le atingem? Ce se întâmplă? Actul artistic ne poate impresiona foarte mult, ne poate entuziasma pentru un ideal, ne poate motiva, ne poate transmite o stare de pace, și efectiv există în medicină un domeniu numit meloterapia sau music therapy în limba engleză, music therapy în engleză. Deci o terapie psihologică care efectiv moderează omul. Se știe, de exemplu, că o muzică armonică, deci clasică, nu disonantă și aberantă, ritmic, volumii cu intensități uriașe, o muzică echilibrată în care melodia, armonia și ritmul își găsesc fiecare locul lui, are o jumătate de oră de muzică, are efectul a 100 de miligrame de valium
Valium este un calmant, un liniștitor care are efect durabil. Deci, cu adevărat, muzica modelează. Acum, m-ați întrebat despre originea muzicii. Ar trebui să spun ceva vis-a-vis de om și de artă. Oricât ar încerca cineva să elogieze natura umană, trebuie să recunoaștem din ce vedem în jur, din ce se întâmplă în viața de toate zilele și din ce mă cunosc eu pe mine, că omul e rău, eu sunt rău. Din păcate, mă lupt, sunt conștient și sunt ajutat de cei care mă iubesc ca să nu dau drumul răutății mele viscerale, care e în mine. Și vreau să vă spun că, pentru că omul e rău, în Scriptură spune în Psalmul 51, în păcate m-a zămislit mama mea. Și mai sunt alte texte, Sfântul Apostol Pavel sau alții afirmă foarte clar că noi suntem răi. Mântuitorul spune, voi care sunteți răi, știți să dați darul bune, deci voi care sunteți răi. Ori arta devine și o reflectare a naturii negative care se îndumnezeiește, care se numește pe sine criteriul final. Și în acest sens, arta este și poate fi destructivă. Mie îmi pare rău, am avut un studiu, deci ca pregătire, eu sunt muzician, am fost cadru didactic universitar la conservator o vreme. Și vreau să vă spun că am studiat domeniul și mi-am dat seama de cât venin poate să transmită muzica, de exemplu, sau imaginile. Acum mai e încă un lucru, m-ați întrebat de limite. Eu cred că arta și are limitele ei nu în relație cu omul, ci în puterea ei însăși de a fi sau de a nu mai fi artă. Dacă ar fi să fac o istoria artelor în general, muzica este cea mai evidentă, cea mai ușor inteligibilă dintre toate artele. Au existat câteva perioade în mersul secolelor. A fost inițial arta dedicată exclusiv lui Dumnezeu. Paralel era arta de cârciumă sau de, știu, joc rural. Apoi arta, știu, salonului nobiliar, da, la castel. Dar acestea erau totuși într-un anumit cadru. Chiar și muzica populară era nu ce avem noi astăzi. Era o muzică din care s-au inspirat mari imnologi. Luther a luat muzica populară și a făcut-o corale. Deci erau frumoase. Nu erau giungă. Adică avea frumusețe. Pe de altă parte, odată cu intrarea noastră în epoca modernă, descoperirea Americii, mă rog, renașterea, arta a schimbat pe Dumnezeu ca vârf, ca scop suprem al artei și a pus omul desăvârșit. Omul frumos, omul ideal. Sigur, omul nu e ideal. Și cu timpul, pe când intrăm în romantism, deci asta a fost clasicismul, preclasicismul sau barocul a fost cu Dumnezeu. Bine, nu pot spune total, dar mergem mai departe. Clasicismul este omul ideal, romantismul îl ia pe om așa cum e, cu patimile lui, cu chinurile lui. În romantism, știu, îndrăgostirea, amorul, erosul a devenit motivul fundamental. Și toți romanticii au fost mai mult sau mai puțin chinuiți de erotic. Iar postromantismul descoperă un alt ideal, în ghilimele, un alt vârf al piramidei artei, în care este omul năuc. De aici s-a născut arta grafică futuristă sau, aș spune eu, non-figurativă, care folosește linii. Am avut în fața mea reproducerea unui tablou care a costat cred că 3 milioane și ceva de dolari. Dar știi ce era? O aruncătură de mizerie pe o pânză și ce artă! Arta fără sens, arta care este abstractă, care e goală, care pur și simplu te pune în fața dilemelor, în fața confuziei. Asta se poate interpreta în dadaismul literaturii, de exemplu, a poeziilor, în care luai cuvinte fără rost și le înșirai și
trebuia să te gândești, măi, ce-o vrea să zică omul. Și în muzica, știu, netonală, atonală. Totuși, creatorii de artă, artiștii, au vrut cumva să limite pe Dumnezeu, să ei se creeze. Dar am descoperit din ceea ce am cunosc și eu, de exemplu, că în fața tragediilor, ei au cedat. De exemplu, George Coșbuc. La vârsta de 20 de ani avea băiatul fiul. Alexandru, îi moare într-un accident. 1912, parcă. Da. Îi moare într-un accident și după această tragedie, scrie Tudor Arghezi, fatala lovitură a lovit și tatăl și poetul. Efectiv, poetul n-a mai putut să creeze. Și sunt foarte multe cazuri de artiști care în fața problemelor vieții, fie s-au sinucis, fie... Știți de ce? Da. Sau știți în ce condiții? Atunci când arta devine Dumnezeu, atunci când arta devine spațiul edenic de evadare. Eu am trăit între artiști, am fost cu ei și în străinătate, artiști de calitate. Profesorul meu de vioară a fost Ștefan Gheorghiu, vestitul fratelui Valentin Gheorghiu. Deci, și vreau să vă spun că toți acești oameni sunt în beatitudine atunci când cântă și cum ies din paradisul artificial al lor, se simte iarăși în cenușiu străzii, în rutina îmbâxită a vieții. Da. Vă mulțumim. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim. Doamnelor și domnilor, revenim la dezbaterea noastră despre modul în care arta ne poate ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem singura speranță a planetei acesteia și a fiecăruia dintre noi, pe Iisus Hristos, cel răstignit, care a murit, a înviat și care acum mijlocește pentru ca fiecare dintre noi să fim salvați. Un proverb scoțian spune, dacă nu este speranță, inima se frânge. Din dezbaterea de până acum am înțeles că sunt două mari direcții în artă. Arta care îl pune în centru pe Dumnezeu și acolo este speranță, dar și arta care îl pune în centru pe om și omul nu are speranță în fața absurdului vieții și a tuturor tragediilor. Continuăm dezbaterea noastră și am vrea să dăm mai multe exemple despre personalități, oameni de artă care prin artă l-au cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Ce ne puteți spune, domnul profesor Lucian Cristescu, în privința aceasta? Arta, cum spuneam la început, este mesajul sufletului. Și sigur, mesajul nu e hrană, e doar jetul care răbufnește din sufletul nostru. Iar cei care se ocupă de suflet știu un lucru. Mi-amintesc de oameni mari care au avut totul în mână, lumea întreagă, îmi trece în minte acum un actor celebru al anilor 60, George Sanders, vestit actor, numele lor nu mai există, sunt doar în istorie. Și tipul acesta, un bărbat superb, femeile nebune după el, la vreo 50 ceva sau aproape 60 de ani, se afla la Paris, într-un hotel, a scris un bilet, viață, nu-mi place, m-am săturat, rămâi cu lumea ta, eu o închei cu tine. S-a aruncat de la etajul 5, s-a făcut pulbere. Mă gândesc la alte figuri și mai ales în domeniul artei. Cât timp a fost student la conservator, 3 colegi de-ai mei s-au sinucis. Și nu erau colegi proști, erau valoroși. De ce? Se pare că muzica transmite șuvoiul zădărniciei și a neîmplinirii. Și efectiv, dacă te uiți la viața ta, adun, crești, inteligență, informație, posesiuni, proprietate și ajungi bătrân și mi-amintesc de ce spunea cineva, de ce le-am avut pe toate dacă acum nu mai am nimic? Regina Victoria, marea regina Victoria a Marii Britanii, când Marea Britanie era un imperiu mondial, în pragul morții striga, dau un regat pentru o oră de viață. Și medicina, majestate, sire, n-avem putere.
viața n-are sens. Dacă n-ar fi moartea, și filozofia afirmă foarte clar că cea mai mare problemă a filozofiei e moartea. De ce se frânge totul? Nu mai are sens, e absurd. Iar la ora actuală filozofia a ajuns într-un puț, de unde nu mai iese. Este existențialismul cu tot ce a dus la ora actuală, când neagă orice absolut, orice reper, orice sens al vieții, ci că viața ta are sens doar dacă ți-o autentifici. Și anume, dai o spargere, rămâi în istorie, creezi o pușcă nouă. Astea sunt modalități prin care, sau te duci călător de unul singur prin lume. Nu. Arta descoperă și, cum să spun eu, te face să simți dureros lipsa de sens al vieții terestre, că nu există verticala, că nu există Dumnezeu. Artiștii au fost mai filozofi și mai aproape de această, de acest miez incandescent al lipsei de sens. Uite, am auzit de Michelangelo, cel mai mare, el și Leonardo da Vinci, cei mai mari, nu știu, pictori, sculptori ai Renașterii. Michelangelo a creat opere, se spune că odată a luat ciocanul și a încercat să lovească o statuie zicându-i vorbește. Adică credea că poate fi și el creator. Interesant este că pe măsură ce se apropia de momentul retrospectivelor, adică viitorul se îngustează și te uiți în urmă și pentru ce am trăit, a cunoscut, de fapt, el avea o relație așa absolut ideală, platonică, cu Vittoria Colonna. Era o aristocrată foarte distinsă, foarte pură și foarte frumoasă. I-a murit soțul pe care l-a adorat și a decis să rămână necăsătorită. Și ea devenise creștină, o creștină practicantă. Unii presupun chiar că devenise protestantă în anii 1500 și 20-30, când, mă rog, era o anumită perioadă. Atunci se năștea protestantismul, în urmă, 1550 era deja coagulat. Și Michelangelo, în dialogul cu Vittoria, ajunge să articuleze că tot ce a făcut n-are sens, e ceva pentru foc. Și că singura fereastră care se mai deschide spre senin, spre soare, e doar relația cu Dumnezeu. Aș vrea să citesc ceva. Am salvat de undeva acest volum, n-are coperțile, se numește Sonete de Michelangelo. Aș vrea să citesc un sonet. Lumea nu știe despre asta. În Irving Stone, în Agonie și Extaz, vorbește despre el, dar absolut este o romanțare a vieții lui, nu este realitate. Am să citesc acest sonet 274. Arată-mi arată-mi te-ntot cerească minte. Mă arde frumusețea de argilă, dar lângă jaruți para li umilă. În el voi sta cum statam înainte. Pe tine doar te chem, o drag părinte, închinu-mi orb în zarva inutilă, se referă la viața lui anterioară, să schimb în trup și duh din marea milă virtuți scăzute, doruri, simțăminte. Divinul suflet, sau divine suflet, inima înaltă, tu mi l-ai pus, iubire, altfel cine, în slabea mea trupească închisoare? Ce pot să fac să-mi fie viața alta? Nu știu ce-i bunătatea fără tine și numai tu poți soartei da schimbarea. Este extraordinar. E o rugăciune, e pocăință. Iar el, o spun ucenicii lui, că într-o noapte s-a ridicat cu un ciocan și a început să sfărâme statuile. Oamenii spuneau că e delirul geniului. Nu. S-a simțit vinovat pentru viața deșartă, pentru că n-a fost un sfânt, din păcate. Și a vrut să distrugă trecutul care îi înlățuia, arhiva de amintiri. Deci, uite, un om care, ajungând poate la punctul dureros al trăirilor emoționale, a ajuns să-și ridice ochii spre Dumnezeu.
totuși a creat Capela Sixtină, adică a pictat-o, are lucrări inspirate din viața lui Iisus. Din... E adevărat, atunci când el a pictat, ce se întâmplă? Renașterea punea în centru omul. Cuvântul renaștere vine din Boccaccio, care a folosit o frază, să renaștem valorile Greciei, care erau păgâne. Uh-huh. Iar renașterea nu face altceva decât să redescopere omul ca, știu, măsură divină, ca măsură totală, cu tot ce e în el, cu patimi, cu virtuți, cu josnicii, cu uri. Or, aceasta este practic o îndepărtare a modelului divin în care existau doar virtuți. Unul dintre poeții renașterii, François Villon, care e vestit, François Villon spunea, nimic din ce omenesc nu mi-e necunoscut. El a făcut crime, a fost homosexual, s-a duelat, a făcut toate relele, a furat ca să vadă omenescul și că e măsura finală. Îmi pare rău, e măsura finală întunecată în care se amestecă ceva bine și mult rău. Am vrea să privim totuși partea luminoasă a artei, de exemplu o pictură celebră care îl înfățișa pe Domnul Iisus Hristos pe cruce, în detalii tulburătoare, l-a făcut pe contele de Zinzendorf să stea ore întregi în fața acestui tablou și la un moment dat în mintea lui a auzit clar o întrebare. Aceasta am făcut eu pentru tine. Tu ce faci pentru mine? Și lucrul acesta i-a schimbat viața. Am putea să vedem în felul acesta sau din perspectiva aceasta oameni cărora arta e apropiată de Dumnezeu. De exemplu, ce ne puteți spune despre Tolstoi? Aș vrea să povestesc puțin viața lui. Pentru că ajunge doar la 50 de ani, când a avut loc un moment special, nu-i suficient. El a fost fiul de moșier, avea moșii mari, era bogat. Tatăl său a vrut să-l dea la medicină, dar spune că din tinerețea lui n-a cunoscut altceva decât bordelul, băutura, jocuri de noroc, nimicuri. Și atunci a pierdut medicina și tatăl său a spus, măcar ofițer, la armată. Și ca ofițer acolo totuși, viața avea niște reguli, cazone. A făcut războiul, a scris memorii din războiul Sevastopolului. S-a întors din război cu un grad oarecare, bine, fiind și moșier, nu era sergent sau răcan. Și s-a căsătorit cu o femeie, Sonia, o femeie deosebită, care, curată, morală, care l-a acceptat cu toate mizeriile vieții anterioare, iar el s-a dedicat scrierii, literaturii. Arta a reușit să-l ducă la Dumnezeu doar prin faptul că l-a dus la disperare, cum s-a întâmplat și cu Michelangelo și cu toți. Deci arta în sine, nu arta cu Dumnezeu, arta divină, ci arta laică. Și a început să scrie minunatele lui romane, a terminat Război și pace, de acum era o personalitate în toată Rusia, îl căutau oameni din străinătate și la 52 de ani, dacă nu mă înșel, când era deja marcat de simțământul zădărniciei, că avea faimă, dar nu-i mai trebuia, avea deja un număr mare de copii, 8-9, nu mai pot să mi-amintesc exact numărul, a ajuns la concluzia că viața n-are rost și că este o mizerie. Și a intrat într-o depresie. L-a descoperit pe Iisus. Încă nu. A descoperit pușca. A luat pușca, s-a dus în pădure și a încărcat-o și când se tragă, atunci și-a ridicat ochii spre cer, în liniștea aceea, fără zgomotul oamenilor și râsete și ciocniri de halbe. Iar atunci pur și simplu Dumnezeu s-a descoperit lui. Nu el l-a descoperit, Dumnezeu i s-a descoperit. Și a căzut cu fața la pământ și s-a întors altul. Din momentul acela a început să fie preocupat de Biblie, de Dumnezeu, de Evanghelie și așa o mare transformare a trăit încât
toți au aflat, până și Obagi, că el este omul lui Dumnezeu. A vândut moșii ca să plătească călătoriile unor, bine, i-a eliberat pe Iobagi, călătoriile unor creștini prigoniți de țar, să plece cu vaporul în America. A făcut fapte bune. El însuși a renunțat să se numească sau să se considere, să se poarte ca un mare moșier, posesor de lucruri, ci se îmbrăca în țăran și era cu ei. Vă mulțumim din nou. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară și apoi vom reveni. Emisiune realizată cu sprijinul Hora S.A. Doamnelor și domnilor, ne-am întors în studio. Suntem împreună cu domnul profesor și pastor Lucian Cristescu. Dânsul este autorul a 5 cărți importante și am ajuns la această parte a discuției noastre în care am constatat că oamenii de artă, scriitori, muzicieni, au descoperit pe Domnul Iisus, au descoperit valorile la care vrea să ne ridice Dumnezeu și au găsit o speranță și acest lucru le-a schimbat viața. Am vrea să continuăm discuția noastră și am putea să discutăm despre un alt mare scriitor care a fost salvat de descoperirea lui Iisus Hristos și anume de Dostoievski. Dostoievski este unul dintre, sau se consideră că este chiar vârful literaturii universale. Se discută dacă e Tolstoi ca mare romancier sau Dostoievski ca mare ideolog gânditor. Viața lui a fost o viață marcată de căutare. În tinerețe s-a prins în grupul revoluționarilor de la 1848, a fost prins, a fost condamnat la moarte, a gustat plotonul de execuție, arma la ochi și când se zică foc, a venit un trimis al țarului care le-a suspendat condamnarea la moarte cu închisoare pe viață. Se pare că a fost totul regizat ca să îi le dea o... Totul regizat, da. Însă în urma acestei regizări, el s-a ales cu epilepsie, un coleg cu epilepsie și trei au murit. Adică șocul a fost... Nepunit, da. Da, șocul a fost atât de mare încât a lăsat sechele grave. El a fost condamnat la... Patru ani de închisoare. Eu știam 5, poate că am greșit eu, 4 ani de închisoare în Siberia și 10 ani de muncă silnică după aia. Da. Adică în total, eu știam că a stat 15 ani. Și partea surprinzătoare este că el scrie acolo amintiri din Casa Morții, una din cărțile, din documentele, vieții penitenciare teribile din Siberia. Într-un moment dat, când este mutat dintr-un lagăr într-altul, mai la începutul perioadei, ajunge într-o piață, era flămând, era terminat și o femeie, o țărancă, o mujică din piață, văzându-l, întinde ceva de mâncare, îi dă 5 ruble și strecoară un nou testament în buzunar. Din momentul în care el găsește cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, totul se luminează. Și căutările lui deodată își găsesc ancora, își găsesc punctul fix. Este liberat, sigur, într-un fel vezi nevoia de Dumnezeu când ești foarte bolnav și altă dată când ești sănătos și ai de toate burta plină, n-ai nevoie. N-a uitat de Dumnezeu. El însă avea o patimă. Și patima aceasta era o dependență, spunem noi, o adicție, jocurile de noroc. Ori jocurile de noroc l-au urmărit ani și ani de-a rândul. Scria foarte repede, în 2 săptămâni, un roman, sau într-o lună, cel mult. Și cu banii greu, nu prețuiau literatura atunci, era încă un nimeni, ce e Fyodor, ce... Mergea și arunca în joc și era tot dator.
după moartea primei soții, o decădere, însă experiența aceasta căderilor și a ridicărilor l-au condus să descopere ceea ce nu descoperise Tolstoi. Tolstoi descoperise perfecțiunea. El a descoperit mila, harul, iertarea. Și experiența lui religioasă este tot mai profundă, iar atunci, uite, frații Karamazov, ultima lui mare operă în care Alyosha, mă rog, cine a citit, îl regăsește, un tinerel cu inimă curată, vine cu răspunsul dincolo de argumente. Este relația cu Dumnezeu. Când era Dostoievski pe patul de moarte, Svetlana, fica lui, s-a apropiat de el și ultimele lui cuvinte pe care ea le consemnează, o mai fi spus altele, nu știu, Dumnezeu știe, erau acestea: fata mea, nu uita mila lui Dumnezeu, rămâne cu tine oricât de jos ai cădea și ori de câte ori ai recădea, contează pe mila lui Dumnezeu, pe mila lui Dumnezeu, pe iertarea lui. Adevărul este că în perioada totalitarismului stalinist și ulterior a lui Hrușciov, Brejnev și alții, când nu exista Biblia, intelectualii citeau pe Dostoievski și găseau în scrierile lui nenumărate fragmente biblice și spuneau unul dintre ei, după căderea cortinei de fier, că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Hristos din Dostoievski. Adică citatele care le-a băgat și apelurile la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, acesta, Dostoievski a fost Biblia din timpul comunismului. Și toți citeau și găseau pasajele și formă le discutau, le puneau cap la cap. El spunea că dacă cineva i-ar putea dovedi că Iisus Hristos nu există, n-a existat, că este în afara adevărului, a realității, că El ar fi existat, și dacă i-ar putea dovedi cineva lucrul acela, el ar prefera să rămână cu Iisus Hristos decât cu adevăr. Da, dar pentru el, Iisus Hristos a fost Dumnezeu milos. Da, pot să pun o contraîntrebare. De ce el putea să stea împotriva adevărului? Pentru că aici este un răspuns. Adevărul se probează într-un singur fel, dacă schimbă viața. Restul poate fi teorie, abstracțiuni. Adevărurile de acum 100 de ani sunt luate în râs. Adevărul de acum 50 de ani nu mai sunt valabile. Adevărul pe care omul îl poate articula într-o sentință nu valorează decât dacă schimbă, dacă transformă viața. Ori el a experimentat adevărul practic, de aceea aceste înghilimele adevăruri nu valorează în fața adevărului pe care l-a experimentat. Vezi, creștinismul este o experiență și doar prin experiență, prin relație personală cu Dumnezeu, poți să beneficiezi de ceea ce Dumnezeu îți dă. Au fost foarte mulți oameni de artă care au exprimat ideile și adevărul creștin în operele lor. De exemplu, Paul Claudel a vorbit foarte mult despre dragostea divină și despre dragostea omenească, dar despre căutarea mântuirii. Dumneavoastră, domnule profesor, cum v-a ajutat arta și cum l-ați descoperit pe Iisus? Să nu credeți că arta ajută într-un mod progresiv, așa cum școala urmează etapele și prin bacalaureat ai ajuns la paralela. Nu. Arta creează doar o profundă nevoie după absolut și te împinge spre acel cineva anonim. Cazul meu, am fost crescut într-o familie seculară, cu valori, mă rog, tatăl meu era inginer, însă fără cunoștință de Dumnezeu, fără Biblie, nici rugăciune, nimic, nici biserică. Ori ajuns în conservator la o vârstă a marilor căutări, unul dintre colegii mei s-a sinucis, tot a lăsat în urmă o scrisoare că viața e absurdă și ei, și durerea aceea și durerile mele m-au condus să mă întâlnesc cu Dumnezeu în Ceacona de Bach. Era piesa pentru mine obligatorie pentru examenul de stat. Ceacona de Bach este capodopera violonistică a marelui Johann Sebastian. Și vă spun, acolo am înțeles
ceea ce tocmai atunci descopeream în Biblie, prin apucul rost de o Biblie. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această uriașă descoperire care a făcut ca tot ce a existat până atunci să fie fum, iluzie. Atât de mare a fost bucuria încât am devenit creștin, practicant, fapt care după 3 ani de pedagogie ca asistent universitar a condus la darea mea afară din învățământul superior. De fapt, nu mai aveam voie să practic și așa am ales teologia ca împlinire, nu, ca treaptă spre relația cu Dumnezeu. Ați scris 5 cărți. Care este mesajul? Ce ați vrut să transmiteți prin aceste cărți? Omul de astăzi a pierdut verticala, omul de astăzi este tot mai străin de spiritualitate. Materialismul, senzualismul, etc., consumerismul. Cărții n-au vrut să facă altceva decât să spună, să atragă atenția că Dumnezeu este același răspuns, unicul răspuns la nevoia tot mai adâncă și mai neagră a omenirii. Vă mulțumim, domnule profesor. Ne-a făcut o mare plăcere să fiți cu noi și ne-am bucurat să mai puteți reveni în studio. Dacă Dumnezeu ajută, mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Așa cum aminteam, proverbul acela scoțian frumos, dacă speranță nu există, inima se frânge. Din fericire există speranță. Speranța acestei planete și a fiecăruia dintre noi este Iisus Hristos, care s-a răstignit, care a înviat, care este în ceruri, care mijlocește și care se va întoarce în curând. Am dorit ca viața dumneavoastră, inspirată și de artă, să fie o viață așa de frumoasă încât cei care vă cunosc, toți cei care sunt în jurul dumneavoastră, să spună soli Deo gloria. Pentru viața dumneavoastră să fie toată gloria numai a lui Dumnezeu. Vă mulțumim încă o dată, vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere! Emisiune realizată cu sprijinul Hora S.A.